Înainte de a ajunge la Istru, birui mai întâi pe geți, care se cred nemuritori, căci tracii, locuitorii din Salmidesos și cei care ocupă ținutul așezat mai sus de orașele Apolonia și Mesembria, pe nume Scirmiazi și Nipseni, s-au predat lui Darius fără luptă. Geții însă, fiindcă s-au purtat neînchipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Aceasta este prima referință pe care o avem la strămoșii noștri geți. Salut, suntem podcastul de istorie și astăzi o să intrăm un pic mai în detaliu, în până la urmă cea mai faimoasă descriere a strămoșilor noștri geți, care apare chiar în lucrarea istoria lui Herodot, părintele istoriei. Pater historie, trăiască! Da, pater istorie. Herodot a fost, da, într-adevăr, primul istoric, considerat primul istoric. A publicat această carte undeva în jurul anilor 430-450 înainte de Hristos. Cam în zona aia, nu? Aproximativ, nu contează așa de mult. Acum, într-adevăr, în perioada respectivă și în cultura aceasta elenistică, datele nu erau însemnate foarte riguros, erau raportate la olimpiade. Și atunci poți să spui că, nu știu, în timpul celei de-a treia olimpiade, celei de-a zecea olimpiade, celei de-a 19-a olimpiade și vei vedea că ai plus minus 4 ani. Da. Adică dacă, nu știu, dacă citiți că Tales s-a născut în 624 înainte de Hristos și a murit în 546, ar trebui să știți că niciuna din date nu are la bază o sursă precisă. Dar dacă Tales a sunt cumva extrapolate. Cumva cineva stă se gândește, băi, cam pe unde ar trebui să fie chestia asta? Corect. Și da, așa se întâmplă. Dar pentru contextul nostru istoric, aproximările sunt destul de sugestive. Da. Herodot, un grec care nu era foarte grec, sau mă rog, era ionian de pe țărmul Turciei de astăzi, de la Bodrum sau de la Halicarnas. Mausoleul din Harihar, una din cele 7 minuni antice ale lumii. Exact, și a 8-a minune este Herodot din Halicarnas. Bun, ce se întâmplă acum? Omul e foarte, cum să spun, așa, înaintea vremurilor sale. E pasionat de tot felul de lucruri, să vadă, să călătorească, să afle, să noteze, să le spună și celorlalți. Îi plac glumele, îi plac fabulațiile, îi plac chestiile reale, se documentează, tinde să creadă unele lucruri, pe altele le consideră false. O să vedem în toate cărțile, în toate scrierile lui, în acest dialect ionic, el e foarte interesant, după aceea o să vă spunem exact ce a spus, dar mai face unele referiri la lucrurile pe care le află de la alți călători din înaintea lui. Spune, deși legendele spun că așa, îndrăznesc să consider o fabulație acest lucru. Sau, deși ăștia zic nu știu ce, tind să le dau dreptate, deoarece am auzit și de la alt trecător chestia asta. Pentru că nu poate să le afle pe toate și, într-adevăr, n-a ajuns chiar în toate colțurile lumii. În primul rând, ce sunt istoriile? Istoria înseamnă investigație. Și volumul istorii, care este prezentat în 9 cărți diferite, se referă la o colecție de texte în care el strânge exact asta, mărturiale diversilor călători și părerea lui despre diverse lucruri care s-au întâmplat. Subiectul central al cărții istorii este războiul între greci și perși. Perși, da. Da. Care încep cumva să se distingă ca două universuri un pic diferite. De fapt, foarte multă vreme
De fapt, am întreaga carte este centrată pe, pe domnitori, să zicem așa, domnitorii perși. Este o istorie a Persiei, mai puțin a, a Greciei. El fiind un, un tip care venea din zona aia, deci el a adus practic informația din, din zona respectivă și le prezenta grecilor, care teoretic își cunoșteau istoria, le prezenta, le prezenta felul în care, felul în care au început să au ajuns de fapt la război perșii și greci. Acum, problema este e un pic mai interesantă. În primul rând, Herodot era un entertainer. El era practic un povestitor. E o noțiune care nouă ne scapă un pic, dar sunt câteva semne care se văd, mai ales în textul pe care o să-l din care o să mai scoatem câteva fragmente. Se pune accent pe oralitate. Ăla este un text prezentat, de fapt, e ca o poveste, e ca, nu știu, Petre Ispirescu, numai că el decide să scrie despre lucruri care s-au întâmplat. Sunt câteva lucruri care, de îndată ce, ce încep să le citești, de exemplu, dacă încep să citești cartea de istorie, afli cum problema majoră între greci și perși este că la un moment dat au început să-și răpească femeile. Atât de amuzantă este această introducere pe care o face el, destul de voalată, cam cum am făcut și noi pentru toată istoria României. Am făcut o introducere de la epoca de, de super piatră. Cam la fel face și el, începe să prezinte un conflict care e evident că nu are cine știe ce bază. Drept urmare, chiar a fost într-una din comedii luat peste picior de Aristofan, dacă ți-mi vine minte, care spunea că una din problemele centrale din tragedia pe care, sau din comedia pe care o scrisese era faptul că își furaseră niște prostituate unii altora, știi? Bine. Acum, asta e gluma pe care o făcut asta. Așa, zi. Într-adevăr, dacă oferim puțin patetist confruntării, putem spune că e o coliziune între lumea orientală și cea occidentală, nu știu, între Asia și Europa. Puterea persană creștea amenințător pentru exponentul civilizației, să spun așa. Era tirania persană și era democrația grecească și cumva... Da, Herodot o percepea mai aproape sau nu știu, el chiar se strofoca, nu știu, poate cei care erau în Atena, în Sparta și se luptau între ei, poate nu vedeau pericolul ăsta persan. O să vedem puțin, într-adevăr Herodot nu a prins Termopile, maratonul care au fost confruntările de magnitudine maximă între cele două puteri, de aceea, dar el a prezis cumva chestiile astea. Deci eu nu prea am impresia asta. După ce am citit, deci cât am citit din Herodot, da, impresia mea este că el îi pune pe perși pe același palier ca și pe greci, adică îi tratează ca pe niște greci. Sunt practic doar o altă nație, dar sunt la același nivel. Știi? Nu există nici inferioritate, nici superioritate față de perși, știi? Față de perși nu, față de ceilalți barbari da. Dar hai să clarificăm un pic ce se întâmplă. Deci Herodot se apucă, povestește istoria celor mai importanți conducători ai perșilor. De fapt începe cu Imperiul Mezilor, dar asta e o altă discuție. După care
Practic, fragmentul care ne interesează este, cum ziceam, despre Darius. Darius, care tocmai a preluat imperiul și a început să să-și facă ordine în curte, urmând de-abia după aceea să îi atace și pe și pe greci. Campania despre care vorbește în cazul acela este în 513. Nu este o campanie de expansiune așa cum ne-am fi așteptat în mod normal. Darius nu pornește în cucerirea Traciei și a Nordului și a Sciției. Din contră, justificarea pe care o pune acolo Herodot este mai degrabă că Darius încearcă să îi pedepsească pe sciți pentru faptul că în timp ce practic în timp ce era într-un vid de conducere zona Asiei Mici, zona Anatoliei, a fost invadată de sciți și dominată de ei. Știi? Și el, practic, recuperând acea zonă, se duce mai departe să îi și pedepsească pentru ceea ce i-au făcut. E o chestie destul de simplă. El trece Bosforul, merge pe lângă Marea Neagră, urcă pe lângă Marea Neagră prin ceea ce deja este regatul Odrisilor, de care am discutat episodul trecut. De care am discutat episodul trecut. Odrisii care iarăși sunt totuși individualizați în diverse, nu sunt încă o uniune atât de solidă. Sunt mai multe triburi. Sunt mai multe triburi. Două dintre care le-am și enumerat. Și după aceea Darius are parte de un pic de rezistență și când zicem un pic de rezistență, chiar asta zicem, un pic de rezistență din partea geților, după care trece Dunărea undeva pe la probabil Brăila, pe acolo pe undeva, e neclar, dar în principiu... Există informația asta? Nu, dar din cât m-am văzut pe hartă, bănuiesc că pe acolo pe undeva. A, e cel mai, da, e cel mai lejer, am înțeles. Da, păi, da, cumva pare mai lejer pe acolo. După care merge în nordul Mării Negre, în sudul Ucrainei, practic, să îi găsească pe sciți. Asta este o ocazie foarte bună pentru Herodot să ne vorbească despre sciți. El în istorie, cum să spun, să zicem, să ne luăm un pic gândul de la ideea de carte de istorie foarte seacă cu date, ani, cu tare a făcut cu tare și s-a dus să bată cu tare. Herodot, cum spuneam, este un entertainer, este un om spectacol. El trebuie să convingă, așadar vine cu ceva, trebuie să vină cu ceva interesant. Știi? Ceva interesant pentru publicul care îl ascultă, pentru că altfel nu l-ar fi ascultat și evident nu l-ar fi și ajutat cu bancă. Bănuiesc că e și pe bancă toată treaba asta făcută. Nu l-ar fi ascultat nimeni dacă ar fi venit ca un profesor de istorie să tântească catalogul, să zică, băi, la anul cutare s-a dus acolo și a făcut cutare, după care la anul cutare s-a dus și a făcut cutare. Acum dacă nu știu care era nivelul audienței lui Herodot, înțeleg ce spui, dar uite, de exemplu, mie mi se pare foarte interesant, Herodot spune în aceste istorii că el consideră istoria și geografia ca fiind de nedespărțit. Da, da, da. Și vedem de nedreptate are, adică înțelegem acum mai bine cum poate un fluviu, da, ca Istru, ca Dunărea să separe, de exemplu, dacii nord-dunăreni de tracii sud-dunăreni sau de ce multă vreme granița dintre Imperiul Roman și așa zisii barbari și dacii noștri a fost aceea sau
Apropo de ce spui tu acum și de ce, adică putem să înțelegem mai bine diferențele dintre un popor de stepă, așa cum au fost citii, și unul de munte, cum au fost dacii. Și nu știu, care sunt, de ce a avut nevoie să treacă Bosforul, de exemplu Darius, să ajungă în Sciția, traversând Tracia, pe un pod de pontoane, da? Deci trebuie să ai habar și de geografie. Și acum, dacă vedem, se tot discută din punct de vedere geopolitic, geopolitic, da? Geopolitica asta, de fapt, ia locul istoriei, este mult mai importantă. Bun, deci ce se întâmplă? Încă o dată, foarte important. Și o să insist pe aspectul ăsta, că mi se pare cel mai interesant. Herodot încearcă să prezinte istoria într-un fel fascinant. Faptele, lucrurile pe care le investigațiile lui, faptul că el s-a dus să afle cum s-a desfășurat chestia respectivă, nu e suficient că el are informația. Chestia aia n-ar fi putut să-l ajute cu absolut nimic. Pentru el este foarte important și să prezinte lucrurile într-un mod care să fie plăcut celui care stă și ascultă. Știi? De asta, de exemplu, uite, o să vorbim. Deci, el stă și vorbește. Deci, ce e important de cunoscut este că el stă și vorbește și încearcă să le explice oamenilor din fața lui. Chiar dacă este un text scris, acesta este un text. Să zicem, sunt un fel de notițe de stand-up, știi? Omul vine, stă, vorbește, fiecare din cărțile astea ar fi fost recitată într-o oră, o oră și jumătate, poate două ore, ceva de genul ăsta, care e un interval destul de bun și este un interval în care el trebuie să le explice celor din fața lui ce se întâmplă. Asta voiam să le explice, da, ca da. Să le explice, are nevoie de toate detaliile astea. Acum, faptul că publicul lui este cetățeanul grec este foarte important, pentru că trebuie să avem, în momentul în care citim ceea ce scrie Herodot, trebuie să înțelegem ce a scris ca să sune bine pe urechea cetățeanului grec. Și pentru asta trebuie să înțelegem, de exemplu, una din cheile care pentru mine a fost extraordinară în momentul în care mi-a fost dată, cum anume ar trebui să interpretez acea informație că geții sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci. E un pic mai complicat de atâta. O să reiau un pic fraza, pentru că este foarte interesantă. Zice așa: geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci. Și aici este o chestie interesantă. Cheia pe care mi-a fost dată și care e, zic, esențială, este că din punctul de vedere al grecului, practic grecul, care se vedea evident buricul pământului, centrul lumii, vedea într-un om adevărat trei calități: înțelepciunea, curajul și dreptatea. Da? În general, toate popoarele pe care le analizează, o să vedem că au două din aceste calități. Toate trei le-au doar grecii. Corect. Așa. Așa că, punând lucrurile în context și ne uitând ce am zis la început, ei sunt cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci. Dar nu sunt foarte deștepți. Cam asta vrea să spună de fapt Herodot aici. Și de altfel el chiar zice, cum zice, geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți. Bun, cum spuneam și dățile trecute, în general geții apar în textele mai vechi grecești în postura de sclavi.
putem să vedem aici și un context de ce au ajuns în postura de sclavi. Clar însă, discuția este un pic mai lungă. Știu că poate părea puerilă, dar am și o interpretare. Asta depinde, știu, depinde că uite, eu aici citesc mai multe traduceri. După un Legrand, traducerea, după un Petazzoni, sunt mai multe traduceri. Într-adevăr, e una, mă rog, stupidă, dar o să vă o prezint așa cum este. Cred că la Mircea Eliade am citit-o și era doar cu titlul de, nu știu, și altele. Acel cei mai drepți, de fapt, era cei mai nobili. Și, de fapt, geții sunt latura nobilă, adică sunt acei tarabostes din întregul neam tracic. Știu, e foarte aiuristică explicația. Cumva, tracii, populația asta comună, era la sud de Dunăre și nobilii erau la nord de Dunăre. E doar cu titlul de... Asta este o fabulație, n-are cum să fie. Este o fabulație. Este doar o fabulație, dar m-am simțit dator să, nu știu. Apropo de glumițele, de fabulele lui Herodot, ca să, da, să prezentăm istoria într-un mod un pic mai zâmbitor pentru publicul nostru. Problema e, uite, tu ai ridicat o chestie foarte interesantă. Noi acum am intrat pe un teren minat. Terenul minat este istoria veche, istoria, să zic așa, istoria geților și dacilor, pe care acum avem diverse curente de patrioți de carton care încearcă să reinventeze fiecare detaliu pe care îl văd scris, știi? De asta, de exemplu, genul ăsta de interpretări în care da, de fapt ăla se traduce nobil și de fapt nu, dacă ar fi fost o astfel de separare, ar fi fost o chestie pe care Herodot ar fi vrut să o zică, pentru că este într-adevăr interesantă. Acum să mai explic un pic încă o chestie. Deci fragmentul despre geți este destul de scurt, el scrie destul de puțin despre geți. Scrie mai mult despre traci sau despre sciți, mai ales despre sciți, puțin mai mult despre traci. Problema lui este că el nu prea are, iarăși, cum spuneam și săptămâna trecută, nu prea are contact cu geții. În schimb, din ceea ce povestește, el a avut contact cu sciții. A reușit însă să culeagă niște informații și o pune aici. El culege practic informații în cărțile lui, informații despre trei tipuri de popoare. Popoarele care sunt la egalitate cu ei, care cu grecii, care sunt perșii cu care ei aveau un conflict deschis în momentul respectiv. Popoarele mai mari, care au realizat mai vechi, mai cu tradiție, precum Egiptul, Herodot dedică o carte întreagă Egiptului și gloriei Egiptului și Nilului și explică viziunea lui, viziunea grecilor asupra, ne explică nouă viziunea grecilor asupra egiptenilor și popoarele tinere, barbarii, popoarele tinere care nu au cum să aibă virtuțile grecilor, știi? Care nu au cum să aibă avansul grecilor, din punct de vedere filozofic sau din orice alt punct de vedere vrei să o faci. De asta, din punctul ăsta de vedere, suntem norocoși. El scrie o carte întreagă despre sciți, culege însă acolo foarte multe informații care s-ar putea să fie, să zicem așa, le ia pe cele mai picante. Nu sunt neapărat cele mai adevărate,
dar cele mai picante. El mai are tendința asta din când în când să spună, da, ei spun treaba asta, dar eu nu cred, știi? Dar pe de altă parte e ca treaba aia, știi, că spui o prostie, o explici în mare detaliu, după care în momentul în care zici, bă, dar eu nu prea cred chestia asta, tu ți-ai făcut efectul. Este o mișcare de show, știi? Omul și-a făcut spectacolul și a ieșit senzaționalul, partea senzațional din... Bine, este evident că în anumite situații exagerează grosolan. Apropo de bătălia de la Termopile, Herodot spune că armata persană numără nici mai mult, nici mai puțin de 1.800.000 de oameni. Ori niciodată în toată istoria asta armată nu s-a adunat, nu s-a compactat, nu s-a campat o armată într-un singur loc. Și toate estimările astea moderne sunt undeva între 70.000 și, nu știu, peste 200.000. Ceea ce oricum e imens. Na, geții greci aveau undeva între 5.000 și 10.000, poate puțin peste. Face anumite exagerări care, nu știu. Dar exagerările astea, acum cu numerele, întotdeauna cifrele în istoriografia antică o să fie exagerate. Cifrele sunt folosite ca un mijloc de manipulare. Sunt folosite ca să facă un contrast mai puternic, știi? Dacă vrei să faci să fie o victorie strălucită, într-un fel arată că ai bătut 20.000 de oameni, chiar dacă tu ești cu 5.000 de oameni, în alt fel arată că ai bătut 100.000 de oameni, când tu ești cu 5.000 de oameni, știi? Și atunci, și atunci este posibil ca el pentru a pune cifrele respective să, evident, să nu fie exacte. Și asta este o treabă pe care o să o vedem și la Cezar și la o groază de alți oameni care povestesc despre trecut. Și Herodot, într-adevăr, în ceea ce privește numerele armatelor, nu este printre cei mai cele mai sigure surse. Pe de altă parte, ce este cu adevărat interesant, este că, deși contestat chiar și în secolul 20, foarte mulți care spun, băi, nu, că ce zice Herodot, baliverne, nu știu ce, arheologia, pe măsură ce s-a dezvoltat, a confirmat din ce în ce mai multe informații pe care le-a pus Herodot acolo. Cumva Herodot în momentul ăsta este văzut ca fiind unul din cei mai corecți. Ok, dincolo de această indiscreție cu cifrele concrete, deci lucrurile pe care le descrie în general sunt relativ corecte, ceea ce este remarcabil. Știi? El se pune oarecum și la adăpost, cel puțin din descrierea tracilor și dacilor, o să vedem. El prezintă latura asta mistico-ezoterică, da? O să spună, de exemplu, că tracii adorau pe Ares, Dioniso și Artemis. O să spună că niște triburi numite trauși, trausoi în grecește, un trib trac din munții Rodopi, adică din sud-vestul Bulgariei, spune despre ei că își jeleau la naștere copiii și își îngropau morții cu voioșie. Adică se pune la adăpost de interpretarea asta seacă, bă, este adevărat sau este fals. Nu, el spune, geții se cred nemuritori, credința lor este că ei nu mor și cel care pieră se duce la Zalmolxis, care e o ființă divină. El îl mai aduce în discuție pe Gebelezi sau pe Oia, da, sau pe, da, toate lucrurile astea pe care le spune el, este greu să le oferi o valoare de adevăr. Bă, este fals sau adevărat? Pentru că sunt așa într-o sferă din asta, cumva mai spirituală, și atunci, na. Și exact ce spuneai tu, el nici măcar nu trebuie să exagereze. Pentru greci, exotismul ăsta care vine din alte lumi, din Egipt, din Persia, din Sciția, de la Celți sau de la Traci, chiar dacă este prezentat exact așa cum s-a întâmplat în realitate, tot li se par interesante chestiile. Da, mai pune din când în când cât un bec, câte o chestie, cât un mix în întrebare.
Sunt niște lucruri foarte interesante. De exemplu, uite, chiar ar merita, uite, să citim fragmentul ăsta, pentru că e probabil cel mai dezvoltat și o să-l comentăm poate săptămâna viitoare. Să citim un pic cam cum sună, de exemplu, tot textul ăsta pe care, de unde am început să citim. Zice așa: geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată înrobiți, măcar că ei sunt cei mai viteși și cei mai drezi dintre traci. Iată cum se cred nemuritori geții. Ei cred că nu mor și că acel care dispare din lumea noastră se duce la zeul Zalmoxis. Unii din ei îi mai spun și Ghebeleisis. Tot la al cincelea an ei trimit la Zalmoxis. Da, e foarte complicat că peste tot e scris altfel. Un sol tras la sorți, cu poruncă să-i fac cunoscute lucrurile de care de fiecare dată au nevoie. Iată cum îl trimit pe sol. Unii din ei primesc poruncă să țină trei sulițe cu vârful în sus, iar alții, apucând de mâini și picioare pe cel care urmează să fie trimis la Zalmoxis și ridicându-l în sus, îl azvârlă în suliță. Dacă străpuns de suliță acesta moare, geții socot că zeul le este binevoitor. Iar dacă nu moare, aduc învinuiri solului zicând că e un om ticălos și, după învinuirile aduse, trimit un altul, căruia îi dau însărcinări încă fiind în viață. Aceiași traci, când tună și fulgeră, trag cu săgețile în sus, spre cer, și amenință divinitatea care provoacă astfel de fenomene, deoarece ei cred că nu există un alt zeu în afară de al lor. Așa cum am aflat eu de la Eleni, și aici vine exact chestia asta pe care o spuneam de oralitate, știi, în care el explică, băi, eu sunt centru aici, deci voi uitați-vă la mine și vă explic, așa. Zice el, așa cum am aflat eu de la elenii care locuiesc pe țărmurile Helespontului și ale pontului Euxin, Zalmoxis, despre care vorbesc, fiind doar un muritor, a fost rob în Samos, și anume a lui Pitagora, care era fiul lui Mnezarhos. Și o să vedem că în povestea asta cu Zalmoxis, robul lui Pitagora, e repetată prin diversele surse istorice. După aceea, ajungând liber, strânse bogății mari și după ce se îmbogăți, se întoarse în patria lui. Întrucât tracii erau foarte nevoiași și sărași cu duhul, așa, Zalmoxis acesta, cunoscător al felului de viață ionian și al unor deprinderi mai cumpănite decât cele trace, întrucât a avut legături cu greci și cu Pitagora, un însemnat al acestora, a clădit o casă pentru adunările bărbaților, în care, se spune, îi primea și îi punea să benchetuiască pe fruntașii țării, învățându-i că nici el, nici oaspeții săi și niciunul din urmașii acestora nu vor muri, ci vor merge într-un anume loc unde vor trăi pururi și vor avea parte de toate bunătățile. În vreme ce săvârșea cele amintite și spunea lucruri de felul acesta, el a poruncit să-i se crădească o locuiță subpământeană. Când a fost gata, Zalmoxis a dispărut din mijlocul tracilor și, coborând el în locuința lui de sub pământ, a trăit acolo vreme de 3 ani. Tracii doreau mult să-l aibă jelindu-l ca un mort. În al 4-lea an, el le-a apărut și astfel Zalmoxis făcu vrednice de crezare învățăturile lui. Iată ce se povestește despre înfăptuirile lui. În privința lui Zalmoxis și a locuinței sale subpământene, nici eu nu resping cele spuse, dar nici nu le dau crezare prea mult. Mi se pare însă că el a trăit cu mulți ani înainte de Pitagora. Fie Zalmoxis om, ori vreo divinitate de-a băștinașilor, să ne mulțumim cu cele înfățișate. Acești geți, a căror fire este astfel, după ce au fost supuși de perși, urmară restul armatei. Ăsta este cadrul. Noi practic suntem pe drum, știi?
suntem pe drum și se întâlnește cu geții. Acum, am mai povestit săptămâna trecută, geții erau considerați cei cumva în zona aia, Teleorman, Dobrogea, poate un pic nordul Bulgariei, prin nordul Bulgariei pe acolo. Pe acolo, alea sunt triburile pe care le numim geți și pe care el le numește geți. Doar așa, ca notă, aș dori să spun una, două, trei clarificări. Contează foarte mult și cine face traducerea și cum o traduce. Și acum contează și cum se realizează comentariul ăsta pe text, cum ai spus și tu, dacă se face într-o notă realistă, contextuală, privind și mărturii ale altor istorici din vremea respectivă sau de peste vreme, dar care abordează același subiect, sau dacă, nu știu, cum ai spus și tu, cu toți dacopații ăștia care interpretează lucrurile într-un mod așa foarte efervescent și foarte exuberant. Bine, nu o să intrăm în subiectul ăsta foarte mult, dar... Spun asta pentru că eu, de exemplu, am altă traducere a ceea ce ai spus tu, e puțin diferită. Adică, uite, cum tracii duceau, nu erau sărași cu Duhul, duceau o viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățătură. La mine este aceasta traducere. Erau sărași cu Duhul. Aici cumva au preferat să nu mai... Exact, să nu mai fie eleganți. Să nu mai fie eleganți în exprimare. Dar până la urmă, asta este ideea pe care vreau să o pun în evidență. Deci, departe de a ne înfățișa ca pe niște nobili sălbatici, barbari, practic, dar cumva niște egali de ai lor. Ei, grecii, îi văd pe cei din zona asta ca pe niște oameni neînțelepți. Asta este practic tema întregii descrieri a Sciției. Pentru că el, ți-am zis, nu ne face numai nouă acest deserviciu, ci practic încearcă să facă o descriere a tuturor sciților și nu este mult mai măgulitoare descrierea respectivă. Acum depinde și ce anume vrem să facem din acest text. Întotdeauna putem să manevrăm lucrurile într-o direcție sau alta. Și o să încercăm totuși să nu cedăm acestei tentații de a intra foarte mult în detalii. Cumva aș prefera să prezentăm datele, să prezentăm informațiile, să le punem în context, să înțelegem cine, de ce vorbește despre ele și să le luăm ca atare, să nu ne facem din informațiile astea o mistică. Ce lucruri foarte importante se văd aici? De exemplu, Herodot vorbește despre prietenii lui de pe Pontul Euxin. Acolo parcă deja aveam cetatea Istria. Da, da. Nu? Cetatea Istria, o dezvoltare care chiar a cunoscut înfloritoare, în perioada asta. Înfloritoare în perioada asta și nu este neafectată de trecerea lui Darius. De fapt, undeva pe la anul 512-513, în zona respectivă, în ruinele cetății, se vede un orizont de distrugere. Cetatea a fost distrusă, într-adevăr, a fost cucerită de Darius sau de un comandant de-al lui, că nu trebuia să se ducă el personal, că nu trebuia să le facă el pe toate. Cred că a fost mai degrabă un comandant, da. Da, și, și se vede că a fost distrusă și, într-adevăr, ce se întâmplă este, ăsta e cumva un spoiler pentru ce se întâmplă mai departe, o parte din popoarele astea se alătură lui Darius în campania asta de pedepsire, o parte, foarte puțini, geții care nu sunt foarte deștepți, îi se opun. Știi?
De exemplu, o să vedem că el va face un pod peste Istru, peste Dunăre. Și acolo va fi ajutat de niște ionieni care, apropo, îl și salvează. Asta este surpriza foarte interesantă, știi? Și îl salvează în ciuda faptului că absolut tot se întoarce contra lor. E și o salvare de aia așa, pe ultima sută de metri, ca în thrillerele moderne. Povestea e interesantă, dar asta zic, deci cumva trebuie să înțelegem. Geții în această poveste sunt o piedică. Sunt câteva detalii interesante. De exemplu, Herodot poate a vorbit despre nemurirea geților, pentru că vrea să dea o explicație celor care îl întrebau: băi, ok, dar ăștia de ce s-au opus? Știi? Adică toți ceilalți nu se opun, ăștia de ce s-au opus? Păi da, ei credeau în nemurire. Păi cum credeau în nemurire? Păi stai să zic de Zalmoxis, că ăsta făcea așa și pe dincolo. Dar ăsta a fost unul trimis de greci. Era un băiat deștept trimis de greci. Deci cumva ne... Dincolo de colocvialism ăsta, cumva așa ar trebui să vedem toată povestea asta spusă. Și mai e ceva, pus acolo într-un context cu un anumit motiv. De obicei, în istorie, cu cât ești mai departe de evenimentul respectiv, tinzi să rostogolești informația celui care a fost mai apropiat de evenimentul respectiv. Am un citat al lui Marcianus Capella, așa, un scriitor latin de prin secolul V, era noastră de data asta, deci mult mai târziu, okay, care spune despre traci ca o adevărată poftă de moarte, apetitus maximum mortis, căci li se părea frumos să moară. Deci... Bine, asta, acum întrebarea e și în citatul ăsta pe care l-ai tu, la care traci se referă? Pentru că el are traci și în epoca lui. Tracii continuă, deci gândește așa, tracia într-o formă sau alta rămâne cumva... În secolul V deja este... Am impresia că erau unii pe undeva prin zona Adriaticei care se identificau ca traci. De asta zic că e un pic complicat. Da, ok, poate ăsta vorbește fix despre tracii din istorie, dar el n-are cum... Adică în secolul V nu știu câtă credibilitate poate să aibă. Cel mult să citeze pe cineva. Și dacă citează pe cineva și de fapt reinterpretează, de exemplu, ce zice Herodot, e o reinterpretare validă pentru ceea ce zice Herodot, știi? Cum ai spus și tu, uite, acum uite, o să mă și abțin să-i... E, de exemplu, am mai găsit o chestie tot la Mircea Eliade, care scrie despre latura asta mistică, ți-am spus, pe care o abordează și Herodot și la care se pot face, într-adevăr, și cele mai multe interpretări așa cumva subiective, speculații, da, ăsta e cuvântul pe care căutam. În opera lui Platon, numită Carmides, da, știi că Platon a avut mai multe dialoguri ale lui Socrate cu diversi cetățeni. Și este Socrate cu un tânăr cetățean destul de arătos, mă rog, nu spunem acum care sunt cauzele, da, despre scopul echilibrului și al autocontrolului, da. Deci vorbea Socrate cu tipul ăsta și Socrate vorbește despre medicii regelui Trac. Mircea Eliade spune că vorbește cu admirație despre medicii regelui Trac, da? Okay. Cumva lăsând să se înțeleagă că practica și doctrina acestora erau superioare medicilor greci. Eu nu spun asta, eu doar am prezentat încă un izvor în care apar tracii. Da, uite, de exemplu apar și la Platon în dialogurile sale, în Carmides. Și vom vedea că apar așa fugitiv și pe la unii și pe la alții, da, o să discutăm în episoadele următoare, mă gândesc din ce în ce mai mulți oameni care abordează subiectul. Cred că am putea să stăm încă ceva mai mult să vorbim despre ce se întâmplă în perioada asta, dar nu știu cât de important este pentru noi, sincer. Chiar nu știu. Poate
această referință că practic noi suntem cumva niște victime colaterale, nici nu încearcă, nici nu aflăm foarte multe de fapt. Cele mai multe informații pe care le aflăm, le aflăm despre sciți. Acum, nu este imposibil să credem că sciții și geții nu ar avea niște lucruri în comun. O să vedem când ne întâlnim data în episodul următor în istorie, o să găsim niște geți care sunt călare, sunt ca și sciții din multe puncte de vedere. E imposibil să fii vecin cu cineva și să nu ai anumite frecușuri, anumite interacțiuni. O să vedem că chiar au fost mici conflicte așa de frontieră, să zic așa. Dar iarăși aș prefera nici să nu încercăm să găsim prea multe înțelesuri în acest episod. Ăsta este un episod. Efectiv, cineva a trecut razant pe lângă noi, a povestit vreo două, trei lucruri care se întâmplă aici. Poate săptămâna viitoare o să mai stăm un pic să vedem lucrurile, că mai sunt câteva detalii aruncate aici colo și o să încercăm să vedem ce se întâmplă mai departe. De acord. Da. Ne auzim atunci săptămâna viitoare. Ciao. Salutare.